Însă în bucătărie, dragii mei, dragii mei, vă rog, dați televizorul mai tare. Aplauzele la maxim. Ai mei colegi, Nicolae și Cătălin, în interviul vieții lor. Poftiți! Ristei, să știi că s-a schimbat puțin situația în bucătărie. Tânduțul a zis că o să mâncăm când i se acresc lui murăturile și o să mai dureze. Dar astăzi avem invitată în bucătărie pe Cristina Toma, care ne va certa sau lăuda. Noi sperăm că lăuda. Să rămână, bine venit la noi în bucătărie. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Eu mă și tem de tine, să știi. Dar de ce? Pentru că dacă ai băgat de seamă, fac un sandwich deja. Eu sunt cu prăjel de dimineață. Dacă-s bune sau nu, o să ne spui tu. Da, știi că eu sunt nutriționistă la bun. Mai ții minte data trecută, mi-ai dat floare. Ai zis că eu vă susțin. Eu vă scot din bucătărie. Ai băgat de seamă că fac un sandwich, dar scot miezul de pâine să nu fie foarte pitos. Adică sunt cu minte, da? Am văzut, deci minimizăm acolo și... Dacă toți suntem aici, crezi că începem ziua bine cu aceste mâncăruri de dimineață pentru colegii noștri? Adică prăjeli, pâine, normal că am adus și un pic de castravete și un pic de verdeață, și... normal. Deci spui dacă să vă spun eu ce apreciez la tot. Voi vă gândiți acum fix la ceea ce își doresc colegii voștri. Corect, ies deci de vină. Țineți la binele lor. Exact. Țineți la așa, nivelul de stres în situația asta scade. Deci e perfect. Sănătos pentru noi Exact. Exact. Cum o fi pentru deci ei. Este perfect pentru ei. Să știi că ați înțeles, da? E important ei să înțeleagă. Cristina, astăzi este ziua internațională a mâncării picante și eu mă gândeam să fac o tigaie picantă. Wow. Acolo o să am mai multe legume și puțin piept de pui. Spune-mi, okay, dacă e ok sau nu e ok. Este perfect. În primul rând că ai foarte multe legume comparativ cu inclusiv cu partea de proteină, de carne. E delicios și picant. Merge la perfecție, mai ales în ziua de astăzi. Acum, bine, nu toată lumea tolerează, dar dacă tot vorbim despre slăbit, chiar și ajută picantul. Așa că abia aștept să văd ce faceți. Bine, mulțumesc că mi-ai lăudat tigaia mea picantă, dar văd că tot tragi cu ochiul la tigaia lui Tânduț. Deci, acolo n-am ce să fac, aia este feblețea copilăriei mele, o chifteluță, exact, te vorbeam mai devreme, așa pusă în pâine. N-am cum, pare rău, n-am cum, pasta n-am. Nu știu cum se întâmplă că eu mă chinui de vreo câteva luni să slăbesc și am zis, adică, băi, n-am cum. Cu Tânduț în bucătărie, când vine el și face tot felul de combinații cu sosuri, cu tot felul de cărnuri, nu ai cum să nu mănânci. De fiecare dată, după ce exact, că mănânc în emisiune, mi-au și la pachet. Da, bade, auzi ce fain sun aici, exact, în această farfurie. Eu i-ascult și pe colegii noștri care sunt la munte, care sunt în frig, bade. Eu zic că această mâncare e foarte bine venită, nu că mă laud, dar mă gândeam la zic, toți colegii mei și în platou și afară și mă gândeam să aduc niște grăsimi, pentru că e frig afară. Am adus și ceva adiazmă. Cu aceea se începe, înțelegi? Vorbim de adiazmă. Așa. E bun un pahar de tărie la masă, dar un pahar, am zis. Un pahar. E bun sau nu? Îți dă poftă de mâncare sau nu? Îți dă poftă de mâncare, dar știm că de când m-am crescut, bunicii noștri, părinții noștri, cam așa făceau. Îți dă această poftă de mâncare. Scuze, râd că aș vrea să-mi întreb ce fel de pahar. Cât de mare să fie paharul? Păi, na, acum știi cum e, facem economie. O gură. Exact. Până la urmă despre asta este vorba. Știți cum e? Uite, chifteluța, pâinica, despre asta este vorba, dar să avem grijă la cantități. Și atunci, inclusiv tu, cu slăbitul tău. Mă, da? Tot chinui. Mâncăm aici, că ne este poftă și este normal, și este fire, și este uman. Mai renunțăm eventual să ne mai luăm acasă. Mai sunt o grămadă de oameni cărora ai putea să le oferi pachetul tău. Corect. Uite, spune-mi, trebuie să facem un exercițiu. Spune-mi ce ai scoate tu de aici, sincer acum, ce okay ai scoate și ce ai oprit. Creveții tăi. Iar un aici? Ăsta, nu, că m-am chinuit de să-i aici? Curăț. Da. N-a scoate absolut nimic. Îți spun foarte sincer, n-a scoate nimic. Foarte serios, adică putem să mâncăm și pâinea, avem foarte multe legume și atâta timp cât dublăm cantitatea de legume față de carne și față de partea aceasta de pâine, nu avem niciun fel de problem. Iar apoi intervine partea ugătitul, deci de scos nu a scoate nimic. Ok. Absolut nimic. Bun, duminica viitoare ce faci?
Vin la voi să mănânc ceva tare bun. Cât tare ne cânti în strună și ne place tare mult. Adică tot ce am făcut de dimineață pentru colegii noștri e de bine, da? Adică păi, în sfârșit ceva. Cât sunt de fericiți, cât sunt de bine și atunci automat inclusiv sănătatea lor este mai bună și sistemul lor digestiv este mai bun în momentul în care nivelul de cortizol este scăzut. Eu îți mulțumesc pentru tot și te mai așteptăm pe la noi prin bucătărie, dar hai să vedem ce mai zice și Bianca, că e ceva o problemă cu zodia la mine, la rac, acolo cu răzbunare. Opa!